Sfârșit tragic pentru un român care lucra în Marea Britanie. Acesta a fost ucis într-un incendiu pus în mod intenționat de un bărbat pakistanez. În locuința incendiată se aflau alte 5 persoane. Familia lui nu poate nici acum să recupereze trupul bărbatului, întrucât nu a primit niciun răspuns de la ambasadă. Alin Nicolae Gavrila avea 35 de ani și lucra de 4 ani în Regatul Unit, acolo unde și-a pierdut viața. În urma tragicului eveniment, familia decedatului nu a primit prea multe detalii și încearcă să înțeleagă cum s-a întâmplat totul. Mai mult, fratele și mama acestuia încearcă să repatrieze trupul neînsuflețit și să îl aducă în orașul natal Alba Iulia. Costurile pentru a aduce trupul bărbatului ajung până la 5.000 de lire, însă fratele bărbatului speră că va fi ajutat de prieteni. La începutul lunii aprilie, mai mulți cetățeni români care locuiau în casa cu parter și etaj ar fi organizat o petrecere. La petrecere au fost invitați mai mulți pakistanezi. La un moment dat a izbucnit un scandal, iar unul dintre pakistanezi a incendiat casa. Criminalul bărbatului român a fost prins de poliția britanică. Numele acestuia este Tahir Nazir, locuiește în Dewsbury și are 39 de ani. Polițiștii l-au pus deja sub acuzare pentru crimă și incendiere cu punerea în pericol de vieți. După ce suspectul a fost prezentat în fața unui tribunal din Bradford, el este acuzat că ar fi incendiat în mod intenționat casa de pe Queen Street.